Ultima competiție pe apă a sezonului a adus alte 8 medalii pentru secția de canotaj de la CSS Orșova. Miercuri și joi, pe râul Bega din Timișoara, a avut loc campionatul național de fond pentru juniori, iar echipajele clubului mehedințean au cucerit 5 medalii de argint și 3 de bronz. Spre deosebire de anii trecuți, numărul medaliilor este mai mic și lipsește aurul la ediția din 2022, iar asta pentru că, potrivit antrenorilor de la Orșova, în capitala Banatului a fost deplasat un lot mai restrâns, format doar din sportivi începători. Totuși, ultimul concurs oficial din 2022 va fi la 23 decembrie, atunci când se va desfășura în centrele zonale Cupa Federației Române Canotaj pe Ergometru.